Bună ziua și bine v-am găsit. Și astăzi vreau să vă prezint astupul vertical care a iernat cu 2 în 1. De fapt n-a iernat, au fost două nuclee și am mutat în el. Și acum s-a extins în așa fel încât trebuie să mut una dintre roișori într-un alt stup. Și cu această ocazie voi da drumul și la crescătoria de trântori, fiindcă, sincer, nu este niciun trântor. Azi noapte a dat brumă, au fost minus 2 grade, deci a fost o situație mai complicată. Și acum voi face loc, fiindcă albina are nevoie de spațiu. Astfel o să extindem acum uibul, o să trec camera în partea asta la altă. Iată, așa arată el la ora asta. Și voi încerca să prind un unghi mai îndepărtat, așa ca să vă arăt cam ce și cum voi proceda. Deci, înainte de toate, voi lua familia care am de gând să o mut și o să o mut în stupul celălalt. Stupul este pregătit. Ăsta este. Iată așa. Voi deschide un urdiniș, acesta. Acesta iau plăcuța asta ca să... O să fie un pic mai complicat până să obișnuiesc din cauza culorii. Tragem stupul mai aproape. Iată așa. Și începem să mutăm albinele tot cu ideea să dăm și o ramă pentru trântori. Luăm prima ramă. Și încă. Prima ramă o să iasă un pic mai greu. Asta este prima ramă cu nectar. Punem lângă perete. Bun, lângă această ramă voi adăuga o ramă la crescut pentru a crește trântori. O vom pune imediat în vecinătatea ramei cu miere. Și de acum este simplu, acum trecem toate ramele una după alta. Mai fac și această ramă. Ai făcut, ai mutat? Acum am mut. Și astfel acum fiecare ramă va avea loc mai mare și vom avea și trântori peste 40 de zile. Luăm ramă cu ramă și mutăm în partea cealaltă. Pe rame nu avem trântori, au fost rame crescute într-un sistem în care nu permite creșterea celor de trântori. O să procedăm astfel. Am găsit și vreo 2 trânturi aici. Prea puțin.
Deci este necesar, fiindcă aveam 6 rame oate. Dar acum nu mai pun o ramă la oat, fiindcă va crește acea ramă care am dat la crescut pentru trântori. Fiindcă avem nevoie de trântori sănătoși. Foarte bine. Aducem ultima ramă. Cineva m-a întrebat dacă pe ultima ramă se află puiet. Punem diafragm sau punem o ramă de acoperit. Acum eu voi pune o ramă de extindere, o ramă de acoperire, diafragmă și ramă cum e. Fiindcă în scurt timp se va încălzi și va fi o problemă. Iată, astfel am organizat în prima parte. Acum aici aduc 3 rame și l-am rezolvat. O să opresc până aduc ramele. Am adus ramele. Și cum facem? Eu am rame de suficiente. Nu dăm la crescut, ci avem rame din acestea care sunt foarte bine crescute. Și punem ca acoperire. Așa. Aici punem polistiran. Aici expandare. Punem o bucată de polistiran. Punem încă o ramă după polistiren, dar aduc una cu miere pentru orice eventualitate. Deci aduc o ramă cu miere, că mai am și din acestea vreo câteva și o pun după diafragmă. După diafragmă punem și o ramă mai altă. Punem și aceasta în rame, deci pun 3 rame. Va mai încăpea una la un moment dat. Deci am cam terminat cu mutarea acestei familii. Acum va fi o problemă cu albina care vine. Ce vom face? Înainte de a face acest lucru, voi acoperi. Punem în folie, acoperim, acesta este rezolvat. Așa. Vom avea de lucru și la vecinul. Acesta acum vine mutat un pic aici. Foarte bine. Următorul un pic mai în față. Așa. L-am mutat. Și lucrăm la ordine, da? Ele au fost obișnuite să se orienteze după acest
Deci ele au fost obișnuite să se orienteze după această chestie și o voi pune aici. Închidem acest turbiniș de aici. L-am închis. Acum va fi o problemă până se vor obișnui cu noul drum. Da. O parte din călătoare, bineînțeles, va trece la vecinul. A fost o problemă, nu foarte mare, fiindcă sunt obișnuite cu mirosul. Suntem și la acesta. Scoatem pionezele care separa trupul. Folie. A doua folie. Bun. Deci am făcut acest artificiu. Asta este, să spunem, problema când iernăm doi nume. Albina va fi obișnuită să vină în partea asta. Și scoatem și această familie puternică. Și o vom organiza din partea aceasta spre stânga. Nu este așa puternică ca vecina, dar va prelua o parte din călătoarea de la care a fost mai puternic. Iată primul ramă. Și mutăm încet albinuță care buzea un pic, că are nevoie de loc. Iată, facem acest lucru și la aceste albine, mutăm ramele ca să putem scoate diafragma din mijloc. Am la mai mulți să fac această lucrare. Scos diafragma. Bun. Acum procedăm astfel și la aceștia. Deci, să văd dacă rama de lângă perete este oată. Este o ramă de hrană, nu este oată, deci ce voi face dacă această ramă este oată? Voi face în felul următor. Voi adăuga rama care v-am
crește trântori, e cu sârmă, fiindcă aceste rame le voi păstra. Deci nu voi tăia trântorii. E posibil ca cele care n-au nevoie să nu construiască, care au nevoie construiesc, depinde de fiecare în parte. Poate să construiască și celule de albină. Important este să le dau de lucru. Deci așa am procedat acum. Rama care a fost lângă perete este mai goală, da, are un pic de nectar, o voi întoarce. Și aici va trebui să aduc, voi aduce două rame și bineînțeles o diafragmă din polistiren. Voi reveni pe diafragma de polistiren. O punem aici. Și după ea o ramă goală, neagră, o ramă cu miere, da? Deci așa organizez la această dată nucleele iernate, a mai am câteva de acest gen, în vreo, știu eu, la sfârșitul lunii mai va fi plin, va fi și familie. Anul acesta o să lucrez un pic diferit cu albinuțele. Nu mă mai interesează foarte tare mulțirea, deci de data asta fac întărirea familiilor, să am și o familie puternice. Pune folia și am cam terminat. Deci, ce lucrare am făcut în acest moment? Am făcut separarea celor două familii și ramă pentru trântor. Deci, la ramă pentru a crește trântor, nu ca să îi distrug. Bine, eu cam atât am avut de prezentat. Această lucrare o fac la mai multe familii. Deci nu o să fie o problemă, o să pun folia la tovântul și numai bine și pe data viitoare.